On 8 July of this year, the Commission. La 8 iulie 2022, Comisia a transmis o solicitare pentru prezentarea declarației pentru 5 ani, declarație de averi și interese personale pentru 5 ani. La 13 iulie, dumneavoastră ați prezentat această declarație pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, Comisia a invitat candidații ca în mod voluntar să îndeplinească și să prezinte un chestionar de etică și dumneavoastră ați făcut asta la 1 iulie acestui an. Comisia va transmis 4 runde de întrebări la 15 august, 7 octombrie, 2 noiembrie și 16 noiembrie, respectiv. În total, v-au fost adresate 21 de întrebări, inclusiv 63 de subîntrebări, iar la 12 din acele întrebări a fost inclusă și o solicitare de a prezenta documentație ulterioară. În conformitate cu articolul 3, alineatul 4 al regulamentului de evaluare al Comisiei, un candidat nu poate să mai prezinte informații, documente sau alte materiale pe parcursul audierii, în cazul în care Comisia a solicitat deja mai devreme aceste documente și materiale, iar candidatul nu le-a prezentat în termenul specificat decât dacă candidatul vine cu justificări suficiente pentru acel fapt. Astfel, membrii Comisiei vor începe să vă adreseze întrebări. Domnul Vitalie Miron va fi primul care vă va adresa întrebări, ulterior va urma doamna Nadejda Hrepțievski. Noi vom încerca să facem în așa fel încât întrebările noastre să fie succinte și la subiect și vă rugăm ca și răspunsurile dumneavoastră să fie de asemenea scurte și la subiect. Domnule Miron, aveți cuvântul. Vă salut în mod repetat, domnule Sorbalo. Voi începe cu descrierea unei stare de fapt, ulterior voi formula câteva întrebări pe marginea subiectului abordat și sper că întrebările sunt formulate în așa fel, sunt de așa natură care să vă permită să răspundeți cât mai succint. Deci, în anul 2008, președintele Consiliului Superior al Magistraturii a intentat o procedură disciplinară împotriva dumneavoastră, care s-a soldat cu o decizie a Colegiului Disciplinar din 23 decembrie 2008, prin care a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea obligației de imparțialitate și încălcarea gravă a eticii judiciare. Decizia s-a întemeiat pe faptul că dumneavoastră ați pronunțat o încheiere la data de 15 august 2008, prin care ați declarat ilegală efectuarea perchizițiilor la birou și domiciliul unui avocat, care anterior v-a reprezentat într-un dosar penal în anul 2007. Decizia Colegiului Disciplinar putea fi atacată la CSM în termen de 10 zile. La data de 13 ianuarie 2009, autorul procedurii disciplinare, el și este și președintele CSM, a contestat decizia Colegiului Disciplinar, susținând că sancțiunea disciplinară pare a fi prea blândă pentru încălcările imputate. La 22 ianuarie 2009, CSM a admis contestația respectivă și a modificat decizia Colegiului Disciplinar din 23 decembrie 2008, propunând președintele Republicii Moldova eliberarea din funcție de judecător de instrucție. CSM a considerat că faptele comise de către magistratul Sorbalo erau incompatibile cu funcția de judecător, acesta provocând daune grave prestigiului justiției. La 31 iulie 2009, prin decretul președintelui Republicii Moldova, ați fost demis din funcția de judecător de instrucție. Ulterior ați atacat decizia CSM la Curtea de Apel Chișinău, ca rezultat cererea dumneavoastră a fost respinsă la 21 aprilie 2009, iar la 7 iulie 2009 Curtea Supremă de Justiție a respins și recursul dumneavoastră, menținând hotărârea Curții de Apel. Totodată, în anul 2009, CEDO a informat Guvernul Republicii Moldova că examinează o plângere depusă din numele dumneavoastră. Părțile nu ajunse încă la o înțelegere pe calea amiabilă, însă agentul guvernamental a depus la data 24 decembrie 2009 o cerere de revizuire la Curtea Supremă de Justiție, solicitând anularea hotărârii din 7 iulie 2009 și recunoașterea expresă a încălcării dreptului dumneavoastră garantat de articolul 6, paragraful 1 din Convenția Europeană. La 5 februarie 2020, Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea sa din 7 iulie 2009 și a recunoscut în mod expres încălcarea dreptului dumneavoastră garantat de norma precitată. La 1 iulie 2020, CSJ a admis cererea înaintată, a anulat decizia Curții de Apel din 21 aprilie 2009 și a pronunțat o nouă hotărâre prin care a fost anulată decizia CSM numărul 14-1 din 22 ianuarie 2009, care anterior propunea eliberare din funcția candidatului, a dumneavoastră. Urma deciziei respective, CSM va restabilit în funcție în data de 7 iulie 2020. Totodată v-au fost plătite despăgubiri în valoare de 1.883.000 lei cu titlul de salariu pentru perioada în care nu ați activat în funcție de judecător. Vorbim de perioada 2009-2020.
Până în prezent, însă, dumneavoastră nu ați fost restabilit pe deplin în funcție de judecător. Nu aveți dreptul de a examina cauze. Încă nu ați trecut o evaluare extraordinară pentru a fi restabilit integral în această funcție. La data de 2 octombrie 2020, dumneavoastră a solicitat CSM să fiți pus evaluare, dar nu a parvenit vreun răspuns din partea CSM. În acest context, câteva întrebări. Domnule Sorbalo, în decizia sa din 23 decembrie 2008, Colegiul Disciplinar a concluzionat încălcarea obligației de imparțialitate și încălcarea gravă a etice judiciară și v-a aplicat un avertisment. Este corect această afirmație? Da, într-adevăr, este corect. Într-adevăr, a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment. Cu permisiunea dumneavoastră onorată comisie, vreau să fac anumite precizări. Deci, anticipând, adică poate... Deci, după toate procedurile judiciare, după decizia Curții Supreme de Justiție și după hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, după restabilirea mea în funcție, am depus în adresa Consiliului Superior al Magistraturii o cerere, cu părere rău, nu eram pregătit. Dacă comisia va considera necesar, sunt gata să prezint această cerere și inclusiv răspunsul de la CSM că l-am primit. Referitor la... Deci în 2010, mi se pare, dacă nu mă dă de gol memoria, Procurorul General și-a retras sesizarea care a fost înaintată în adresa Consiliului Superior al Magistraturii. Repet, și-a retras sesizarea Procurorul General. Procedura disciplinară, deci, a fost inițiată anume în baza sesizării Procurorului General. Și având în considerație faptul, având în vedere faptul că o altă sesizare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii nu a fost depusă, nu există un alt document prin care ar fi s-ar solicita sancționarea judecătorului Sorbală, eu am solicitat Consiliului Superior al Magistraturii reexaminarea procedurii disciplinare și încetarea acesteia. Ulterior, am primit un răspuns de la Consiliul Superior al Magistraturii în care se indică că, având în vedere faptul că atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii la moment sunt restrânse, chestiunea dată urmează să fie examinată de către următorul Consiliu la una din ședințele plenare a Consiliului. Asta ce ține de procedura disciplinară. Cu permisiunea dumneavoastră, onorată comisie, totuși aș vrea să odată și odată să pun punct la întrebarea respectivă, deoarece de 14 ani tot sunt nevoit să revin la această întrebare. Deci, cu toate că acțiunile date au avut loc cu 14 ani în urmă, nimeni, repet, nimeni în perioada asta de 14 ani nu a spus adevărul. Permiteți-mi puțin să vă întrerup, da, domnule Sorbalo, pentru că noi avem un șir de întrebări pe marginea acestui subiect și cumva să dăm o claritate. Mergem pas cu pas, consecutiv, propun, pentru mai multă claritate. Dați o luăm de la început. Pe 23 decembrie 2008, Colegiul Disciplinar v-a aplicat o sancțiune, avertisment, prin care a fost constatată încălcarea obligației unui magistrat de a fi imparțial și respectiv a fost imputat și încălcarea gravă a etice judiciare. E corect acest aspect? La momentul dat, da. Da. Ce s-a bazat, ce v-a invocat în această decizie inițială din 23 decembrie 2008? Care au fost temeiurile acestei decizii? Decizia respectivă și toți cei care au adoptat-o s-au bazat pe faptul că, mai bine spus, au continuat ideea organului procuraturii care a venit cu propunerea de sancționare a mea, deoarece au ajuns la concluzia că domnul judecător Stanislav Sorbală a examinat plângerea avocatului său și urma să se abțină de la examinarea acestor plângeri.
Onorată comisie, declar cu cea mai mare responsabilitate în fața dumneavoastră și în fața întregii societăți. Nu am examinat nici un document semnat de către avocatul care îmi reprezenta interesele mele într-un accident rutier unde am fost parte vătămată. Repet, niciun document, nici o plângere. Deci ca să fie clar, eu am să povestesc de fapt cum a avut loc acțiuni. Nu vă supărați iarăși. Acesta este un subiect care el este propus spre a fi discutat și există întrebare respectivă. Dacă ar fi bine să răspundeți foarte succint, concret la întrebarea care vă pun, să putem merge mai departe în audiere. Bine. Dar vă asigur că acele informații care vreți să le relatați, aveți posibilitatea. Eu vreau să le relatez informați, pentru că sunt foarte importante. Da, dar sunt foarte importante și noi nu le trecem cu vederea. Este întrebare separată pentru acest. Bun. Vorbim separat, că au fost două decizii, da, prin care v-a aplicat avertisment, ulterior a fost propunerea de a fi eliberat din funcție. Vorbesc de prima decizie, din 23 decembrie. Nu ați contestat decizia colegiului disciplinar, corect? Corect. De ce? Am considerat că, văzând atitudinea anumitor persoane, am considerat că nu are rost să fac chestia asta. Vă spun sincer. Pentru concretizare, sunteți în dezacord cu temeiurile regăsite în decizia respectivă, prin care v-a fost aplicată sancțiunea, avertisment, dar nu ați contestat din ce raționamente? Am considerat că, văzând atitudinea unor persoane, am ajuns la concluzia că nu are rost să o contest. Foarte succint. Sunteți sau nu de acord că a existat o încălcare etică, așa cum este prevăzut de decizia respectivă și vă este imputat? Nu sunt de acord și am încercat să redau în detaliu, să descriu toate evenimentele cum au avut loc. Cu permisiunea noastră, eu o să încerc să explic cu lux de amănunte toate cum au avut și cum au derulat lucrurile. Ok, am spus că avem fiecare element și temei regăsite în decizie va fi examinat separat, pentru că acolo sunt câteva aspecte care v-au fost imputate și vrem să discutăm foarte amănunțit fiecare aspect în parte. Dar să terminăm cu decizia asta de avertisment, pentru că eu așa înțeleg. A fost avertisment decizia, pe urmă a fost contestată și a fost modificată sancțiunea. Decizia colegiului disciplinar a fost modificată prin decizia CSM din 22 ianuarie doar cu privire la sancțiuni, corect? S-a schimbat doar sancțiunea, nu și temerile care v-au fost imputate acolo. Corect înțeleg aspectul ăsta? Da. Pentru o privire generală, vă rugăm să confirmați la ziua de azi, sunteți sau nu încă pe deplin restabilit în funcția de judecător? Nu. Vă rugăm să confirmați, pentru că am avut o comunicare în runda de întrebări-răspunsuri, dar să fiu sigur că am înțeles ceea ce ați adus la cunoștință comisie. Să confirmați dacă la data 2 octombrie 2020 ați solicitat CSM să fiți pus unei evaluări extraordinare pentru a fi repus pe deplin în funcție de judecător. Corect, am solicitat prin două cereri. Evaluarea și numirea. Cererea de evaluare, am depus două cereri. Am depus o cerere, ulterior, a două zile sau câteva zile am mai depus una. Care a fost răspunsul CSM? În afară de corespondența prezentată comisiei, care denotă o interacțiune între dumneavoastră CSM, ați întreprins alți pași pentru a fi restabilit în funcție? Am întreprins, având în vedere modificările recente a legislației, a Constituției, am depus în fața Consiliului Superior al Magistraturii cerere cu privire la numirea mea până la plafonul de vârstă. Și având în considerare și hotărârea Curții Constituționale,
Republicii Moldova, unii la fel din conținut care rezultă că urmează fi numiți până la plafonul de vârstă absolut toți judecătorii, am depus o asemenea cerere. La fel, niciun răspuns. Acum, domnule Sorbalo, cu lux de amănunte vom dezbate subiectul care ați vrut să ne-l comunicați. Domnul președinte, dacă permiteți colegii noastre să formuleze aceste întrebări. Mersi foarte mult. Domnul Sorbalo, dumneavoastră ați furnizat încheierea din 15 august 2008 comisiei. Noi am primit-o. Și anume, conform încheierii astea, dumneavoastră, în calitate de judecător de instrucție la judecătoria Bălți, ați declarat ilegale perchizițiile care au fost efectuate la 3 aprilie 2008 în biroul și domiciliul avocatului care v-a reprezentat într-un accident rutier. Perchizițiile au avut loc la data de 3 aprilie, atât la biroul avocatului, cât și la locul în care locuia fosta soție avocatului. Două persoane juridice care erau situate la aceeași adresă ca și cabinetul avocatului, al cărui sediu a fost percheziționat și au depus plângeri cu privire la percheziție la 23 mai 2008, iar fosta soție avocatului a depus plângere cu privire la percheziție la 26 mai. În cazul în care ceva din faptele astea nu sunt corecte, vă rugăm să spuneți acum dacă vreți corectați. După asta urmăm... Vreau să concretizez doar că eu am examinat nu plângerile nu asupra percheziției la biroul avocatului sau la domiciliul avocatului. Iată, aici este și problema. Deci eu am examinat plângeri asupra percheziției care au avut loc la un SRL, nu vreau să-i dau numele. Nu dăm denumiri. Deci da. La un SRL, la o asociație care își au sediu tot în clădirea respectivă și care au fost percheziționați tot în baza ordonanței care a fost emisă, apropo, de către o persoană care nu este împuternicită conform legii să emită ordonanța de percheziție, eu în încheiere m-am expus foarte clar, deci în baza aceleiași ordonanțe de percheziție, de percheziționarea locului de muncă a avocatului respectiv, au fost percheziționați absolut toți care au fost găsiți în incinta clădirii respective. Și SRL-ul și ONG-ul au fost ridicate toată documentația contabilă a SRL-ului, prin care a fost blocată activitatea. Am considerat că în... Bine, nu intrăm în... Am da. Înțeles. Și, ați, și în aceeași, prin aceeași încheiere v-ați referit la percheziția care a avut loc la domiciliul avocatului, dar de fapt unde locuia a fost soție, nu avocatul, da? Iarăși vin cu concretizarea. Nu la domiciliul avocatului, dar la domiciliul fostei familii a avocatului, că la momentul examinării de către mine a plângerii au fost prezentate documente că între soți era înregistrată desfacerea căsătoriei, avocatul avea o altă familie cu o altă femeie, locuia pe o altă adresă, doamna respectivă locuia cu un alt bărbat, o altă familie, adică rezultă că a fost percheziționată o altă apartament, nu apartamentul avocatului. Așa. Vă rog frumos să ne clarificați. Conform prevederilor în vigoare la acel timp, în 2008, articolul 313, alineatul 3 a Codului de Procedură Penală prevedea termenul de examinare, termen de depunere a plângerilor pentru examinarea legalității perchezițiilor 10 zile din data efectuării acestora. Este corect? Da. În baza cărui temei legal dumneavoastră ați acceptat examinarea plângerilor care au fost depuse cam aproape peste 2 luni de la momentul efectuării perchezițiilor? Dacă mi-am amintesc, inițial plângerile respective au fost expediate spre examinare la judecătoria Chișinău. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a declinat competența și au fost expediate la Bălți.
Pe urmă mi-au fost restabilite, pardon, distribuite mie spre examinare. La momentul acela n-am constatat că a fost depus cu careva încălcări de procedură. Dar ele au fost depuse, conform informației pe care o avem, au fost depuse la 26 și 23 mai 2008. Percheziția a avut loc la 3 aprilie. Deci însăși depunerea plângerilor a fost peste 2 luni din momentul efectuării percheziției, corect? Nu sunt gata acum să răspund, pentru că chiar nu... Dar... Încheierea dumneavoastră este informația respectivă. Este prevăzut data când aceste plângeri au fost înaintate în adresa instanței de judecată. Pagina 2, din mijloce, dacă vorbim de membrii de familia avocatului. Bine, continuăm și vedem la sfârșit dacă o să fie nevoie de timp adițional, poate o să examinăm. Pur și simplu nu mi-amintesc amănuntele astea. Pur și simplu, chestiunea dată a fost... Eu mi-amintesc că odată ce mi-a fost repartizat dosarul respectiv, am apelat la administrația judecătoriei, anume cu... Prima întrebare care a fost ridicată de către mine, dacă nu, având în vedere că eram judecător începător, adică, mă rog, toți odată și odată am fost începători într-o anumită activitate, ca să nu apară anume problema imparțialității, adică având în vedere... Deci, pot să vă întrerup aici doar să precizez. Deci, la momentul în care dumneavoastră ați primit plângerea respectivă, plângerile astea două care v-au fost repartizate, din textul plângerilor, dumneavoastră v-a fost imediat clar că este vorba de o percheziție care a avut loc în legătură cu avocatul care v-a reprezentat pe altă cauză. Corect? Deci, eu am văzut doar, nu mi s-au prezentat materialele cauzei, am văzut doar figurând familia, numele avocatului respectiv. Și neîntrând în esență cauzei, imediat am apelat la administrație cu probleme de cum de soluționat ca să nu, ulterior, să nu fiu învinuit, practic la ceea ce am ajuns, de imparțialitate. Am studiat împreună cu colegii mai cu experiență, inclusiv din instanțele ierarhice superioare. Și am ajuns la concluzie că odată ce nu am în fața mea dosarul care îl vizează pe avocatul respectiv, nu am un document sau o plângere semnată de avocatul respectiv, dar sunt terțe persoane care nu au absolut nimic comun cu activitatea avocatului respectiv. Anume, din acest considerent, am ajuns la concluzia că nu sunt prezente circumstanțele care m-ar obliga să mă abțin de la examinarea plângerilor date. Dacă ar fi fost vorba de plângeri sau documente care ar fi fost înaintate de către avocatul respectiv, eu cu siguranță mă înlăturam de la examinarea acestor plângeri. Dumneavoastră ați confirmat acum, anticipând un pic, deci dumneavoastră ați avut îndoieli când ați primit cererea că poate exista un conflict de interes, corect?
Nu că... Dacă v-ați adresat acum, ați spus, dumneavoastră câteva minute. M-am adresat pentru, eu vă spun. Și v-ați adresat conducerii instanței și cui încă v-ați adresat? M-am consultat și cu colegii mai cu experiență, pentru că vă spun că, fiind la început de carieră, evident, așa, asemenea cazuri nu am mai... Am înțeles. Dar care era procedura atunci, în 2008, în cazul în care judecătorul are îndoieli cu privire la percepția pe care o poate transmite participanților la ședință despre imparțialitatea sa? Care era procedura pentru a soluționa astfel de îndoieli? Procedura tot e ca și astăzi. Dacă sunt circumstanțele prezente care m-ar obliga să mă abțin, se emite încheierea respectivă, m-am abținut și... Deci emiteți dumneavoastră, dumneavoastră mai întâi faceți o solicitare, o cerere de abținere, corect? Așa era și atunci? Și cererea de abținere se transmitea pentru examinare un alt judecător sau era altă procedură? Deci în situația în care se constată, de exemplu, eu dacă luam plângerile și constatam că sunt prezente circumstanțele care mă obligă, conform legii, să mă abțin de la examinarea acestor plângeri, eu, evident, emiteam o încheiere și mă abțineam. În cazul dat, eu nu am ajuns la concluzie că sunt circumstanțele prezente. Ați ajuns la concluzia asta dumneavoastră personal sau fiind convins de colegii dumneavoastră? Am ajuns la concluzie eu personal, după ce am studiat, am anunțit și procedură, și codul de procedură penală, comentariile la codul de procedură penală și respectiv consultând colegii mai cu experiență care, de la care am învățat, cred că fiecare învață lucruri bune de la colegii cu experiență. Am înțeles. În răspunsurile dumneavoastră, și vă rugăm să corectați dacă ceva nu am înțeles corect, atunci când au fost primite plângerile împotriva perchizițiilor date, de către judecătoria Bălț a fost formulată o cerere către Curtea Supremă de Justiție de trimiterea cauzei după competență. Este corect? Da. Eu vă spun că... De ce a fost formulată această cerere de către judecătoria Bălț? Dacă îmi amintesc că acolo figurau niște demersuri a procurorului de la Procuratura Anticorupție Chișinău, după cât îmi amintesc eu. Și având în vedere, deci demersul acela a fost înaintat de către un coleg, nici nu de mine, dar de alt coleg. Deci, având în vedere că demersul și persoanele care au emis documentele respective și au sediu în municipiul Chișinău, reieșind din acest considerent, au fost solicitat strămutarea la Chișinău. Ulterior, Curtea Supremă s-a expus și a declinat competența, anume că este competentă, anume judecătoria Bălți, deoarece urmărirea penală este la Bălți. Și în încheierea Curții Supreme de Justiție, competența a fost stabilită pentru judecătoria Bălți, nu pentru un judecător individual, corect? Pentru judecătoria Bălți și având în vedere că articolul 313, adică plângerile erau de competența judecătorului de instrucții, dar la judecătoria Bălț, pe timpul respectiv, judecător de instrucții era numit prin decret prezidențial doar eu. Am înțeles. Și ceea ce ne-ați povestit anterior, că dumneavoastră v-ați adresat și conducerii instanței și colegilor dumneavoastră cu mai multă experiență, aceste adresări au avut loc după încheierea Curții Supreme de Justiție sau până? Dacă vă amintiți. Nu pot să spun, nu vreau să greșesc, să vă duc în eroare, chiar nu țin minte. Uh-huh. 14 ani au trecut. Vă rugăm să explicați dacă, dumneavoastră, acum considerați că examinarea dumneavoastră acestor plângeri este totuși sau nu este conflict de interes și puteți da toate detaliile pe care ați vrut să le completați. Înainte de a răspunde la întrebarea noastră, eu o să încerc să povestesc lucruri de amănunt, cum au derulat, de fapt, lucrurile și am să încerc să modelez o speță similară, ca nu cumva să scăp cu vorba, să numesc cumva numele serialeului sau persoanelor de la Bălți. Deci, uitați-vă, noi suntem acum, ne aflăm cu toții în municipiul Chișinău, pe strada
Serghei Lazo 1. În clădirea respectivă își desfășoară activitatea onorată comisie, eu îmi desfășor activitatea, presupun, da? Colegii de la mass media, în odaia vecină, probabil cineva din profesori educă următoarea generație de procurori și judecători. Și la un moment dat, în încăpirea respectivă, intră echipă care sunt pregătiți să facă percheziție, să efectueze percheziția pe Serghei Lazo 1. La intrarea în încăpere respectivă, ofițerii prezintă ordonanța, presupunem că în privința mea, în privința lui Sorbală, a fost inițiată o cauză penală, ca să nu jignesc pe nimeni. Eu sunt cel care... Deci, la intrarea în clădirea de pe Serghei Lazo 1, ofițerii prezintă ordonanța de percheziție a locului de muncă al lui Sorbală Stanislav, Serghei Lazo 1. Și paralel cu mine, domnii ofițeri percheziționează absolut toată lumea care se află aici. Pe dumneavoastră, profesorii care se află alături, stimații de la presă. Domnul judecător, scuzați că vă întrerup, dar noi știm fapt. Vă rugăm să vă referiți la faptele din... Păi vreau să vă explic ca să fie clar pentru toată lumea. Dumneavoastră poate cunoașteți unele lucruri, dar nu poate cineva nu cunoaște. Eu vreau să le explic cu lux de amănunt. Dar referiți-vă la exact cauza dumneavoastră și încheierea pe care... Păi asta. Și eu când am examinat plângerile persoanelor terțe, care nu au absolut nimic, repet, nimic comun cu activitatea avocatului în cauză, deci SRL, ONG, eu am declarat doar, am constatat că au fost percheziționate ilegal. Am considerat și consider în continuare că în Republica Moldova nu pot fi percheziționate în gro toți persoanele și toți cetățenii acestei țări. Urmează să fie întrunite anumite condiții legale pentru a fi percheziționată o persoană sau alta. Și repet, au fost percheziționate toate persoanele în baza uneia și aceeași ordonanță de percheziție. Nu a fost ordonanță de percheziție a SRL-ului, ONG-ului și celorlalte persoane. A fost o singură ordonanță de percheziție a locului de muncă a avocatului. Și în baza aceleiași ordonanțe a fost percheziționată toată lumea. A fost ridicată documentația de la toți care au fost acolo. Și, onorată comisie, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, eu vreau să fac totuși lumină, ca să fie clar pentru toată lumea, totuși, ce este ascuns sub paravanul acestui dosar penal, cine de fapt a avut careva interese sau scopuri sau nu știu ce ascunse, pentru că consider că cetățenii acestei țări și noi toți trebuie să cunoaștem eroii după nume, da? Domnule președinte, solicit permisiunea dumneavoastră să fac un apel telefonic și noi toți vom asculta niște lucruri care ne vor ajuta pe toți să facem lumină în toate cele. Este legat strict la subiect. Domnule Sorbalo, noi, în cadrul evaluării, obiectul evaluării ține de integritatea financiară și integritatea etică a dumneavoastră și noi întrebările, după cum observați, le adresăm strict din punctul ăsta de vedere. Nu este scopul evaluării de a elucida ce a fost, ce sub dosar, e în afara competențelor comisiei. Dacă dumneavoastră solicitați, există o serie de
a metodei, inclusiv conferințe de presă, prin care puteți faceți declarații cu privire la acea încheiere. Acum noi am încercat doar să clarificăm aspecte ce țin de existența sau neexistența și modalitatea în care a fost declarat sau nu a fost declarat și a trebuit sau nu a trebuit abținerea. Deci, din perspectivele astea, domnul președinte, desigur că vă rog, eu întrebările le-am epuizat cu privire la acest aspect, dar colegul mai are niște întrebări de precizare. Domnule Sorbalu, cu privire la ultimul declarație, îmi punem întrebarea ce vă încurcați să faceți asta la etapa anterioară, pentru că, de fapt, ce discutăm în cadrul audierilor a fost abordat în runda de întrebări-răspunsuri și aveți opțiunea, chiar și obligația, posibilitatea de a prezenta orice informație relevantă până la etapa audierilor, că e să-i dăm o apreciere corectă. Eu am vrut să fac un apel telefonic la una din persoanele percheziționate în urmă percheziției respective, să vă povestească, de fapt, ce a fost ridicat de către mulți stimații domni care au efectuat percheziția. Au fost ridicat $2000 care nici până în ziua de azi nu au restituit persoanelor. Și iată de aici așa mare supărare în privința judecătorului Sorbală care le-a stricat anumite planuri. Că eu dacă mă făceam că nu văd ilegalitățile comise de respectivii domni, bănuiesc că dumnealor nici nu citeau hotărârea pe care urma să o emită domnul judecător. Pe dânsii îi aranjau doar ultima propoziție, că constată că e tot legal. Odată ce le-am declarat ilegale perchezițiile, le-am stricat planurile. Că dacă continuau în asemenea manieră, lista de bunuri care au fost ridicate și până ziua de azi, repet, nici până ziua de azi nu au fost returnate cetățenilor, eu ca judecător nu pot să mă fac că nu văd asemenea ilegalități. Eu am depus jurământul să apăr drepturile și libertățile oamenilor. Și așa vă face în continuare. Domnule Sorbalu, permiteți-mi să vă dau câteva întrebări suplimentare pentru a face într-adevăr claritate. Cel puțin eu să înțeleg, așa, să educat și... Eu mă uit la întrebarea asta strict procedural. Și dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Pe data de 3 aprilie 2008 a fost efectuată o percheziție. Nu întrem în fondul cauzei. Un fapt împlinit, o percheziție. La data de 26.05.2008, contrar termenului prevăzut de legea procesuală penală, nu contrar, tardiv să-i spunem așa, au fost înaintate plângerile respective. Percheziția, plângerea, instanța de judecată urmează să-i expui cu privire la condițiile de admisibilitate. Ea nu examinează fondul cauzei. Ea examinează exclusiv termenii procedurali, dacă au fost respectați. Și că este totuși prima întrebare. Care a fost motivul de iure și de facto care a permis judecătoriei Bălți să examineze aceste cereri contrar termenului prevăzut de legea procesuală penală? Ne întrând în fondul cauzei. Eu trebuia să ridic din arhiva judecătoriei, totuși nu mi-am amintesc amănuntele, dar eu, după câte țin eu minte, nu au fost stabilite. Ceva este aici, sau au fost redicționate plângile în altă direcție, ori este, probabil aici este indicată data când au fost, când s-a întors de la Supremă, nu, chiar nu. Domnul dacă magistrat scrie clar în încheierea dumneavoastră că ele au fost depuse la data respectivă, 26. Bine, cumva accept răspunsul care ori explicația care nu-i. Anterior ați spus despre domiciliul avocatului, fără nume și fără... Da. Era idee clară. Ați spus un argument și nimijlocit în comunicarea cu noi că el își avea altă familie. Dar vreau să înțeleg, la etapa de 3, la data de 3 aprilie 2008, când au fost efectuate perchezițiile respective, domiciliul acestei persoane, unde era? Era pe o altă adresă, unde locuia cu o altă persoană. Nu pe de facto sau de iure vorbim?
De fapt, unii locuia el. El, deci percheziția, eu o să vorbesc așa, percheziția, adresa respectivă se află la cartierul Slobozia, municipiul Bălți, dar el de fapt locuia la cartierul 8, municipiul Bălți, în celălalt capăt al municipiului. Adică nu vorba de imobili vecine sau în alt cartier. Și un ultim aspect la acest subiect. Totuși, ați declarat în cadrul audienței că a apărut o percepție că ar exista potențial un conflict de, nu știu dacă de interes, dar o situație de imparțialitate, da? Deoarece v-ați adresat la colegii să vă dă eu explicații cum trebuie să acționați în această situație. Totuși, legea prevede clar că în momentul în care tu ai așa senzație, te adresezi cu declarație de, înaintezi o declarație de abținere care o examinează un alt judecător. Să înțeleg că dumneavoastră n-ați urmat calea asta, de ce? Eu nu am ajuns la concluzia că în cazul de față sunt prezent, că erau prezente circunstanțele care m-ar obliga să mă abțin de la examinarea plângerilor. Repet, dacă ar fi fost în fața mea plângeri înaintate și semnate de domnul avocat, sau dacă în fața mea ar fi fost careva materiale și în urma examinării mele eu m-aș fi expus asupra vinovăției sau nevinovăției persoanei respective, sau hotărârea mea dacă ar fi, fost, ar fi influențat cumva mersul urmăririi penale în privința respectivă, da, eu cu siguranță aveam să mă abțin. În situația dată, eu nu am ajuns la concluzia că sunt circunstanțele care m-ar obliga să mă abțin, deoarece plângerile, repet, au fost depuse de persoane străine, terțe, care nu au nimic comun cu activitatea avocatului în cauză. Mulțumesc pentru răspunsurile oferite la acest capitol. Da, pardon, colega are întrebare. Doar de precizare, dar perchezițiile care au fost efectuate la cele trei entități, sau să zicem două entități și a fostă familie, ele toate au avut loc în legătură cu un dosar penal care viza avocatul respectiv, corect? Da, și în baza unei și aceiași ordonanțe. Dar erau parte a dosarului penal împotriva avocatului respectiv, corect? Nu erau parte în dosarul penal. Ei au fost doar percheziționați din următoarele considerente. Primul considerent care au fost percheziționat pe adresa unde avea sediul birou avocatului. Deci din simplu motiv că ei tot se aflau pe adresa respectivă și persoanele care au fost percheziționate unde figura domiciliul avocatului, din simplu motiv că cândva au locuit împreună. Dar de fapt el nu locuia acolo, de mulți ani. Și au fost prezentate documente care confirmau că între soți era înregistrată desfacerea căsătoriei și cei doi soți aveau familii diferite și locuiau pe adrese diferite. Microfon. Un alt aspect am dorit să-l abordăm. Domnule Sorbalu, în 2020, fiul dumneavoastră a achiziționat un apartament de 42,6 metri în Chișinău, la suma de 253.985 lei, estimativ 12.866 de euro. Conform contractului de vânzare cumpărat din 20 noiembrie 2020, potrivit informațiilor de la agențiile imobiliare, valoarea de piață la apartament similare în acea perioadă era de circa 30.000 de euro, ce constituie 592.000 de lei. Fiul a cumpărat apartamentul din mijloacele financiare donate de către dumneavoastră, pe care le-ați declarat în declarația anuală în 2020 la suma de 700.000 de lei cu titlul de donație. Fiind întrebat despre diferența de preț dintre contract și prețul de piață, dumneavoastră ați explicat că nu puteți oferi nicio explicație suplimentară legată de prețul apartamentului, deoarece acesta a fost negociat între fiul dumneavoastră și nemijloace de vânzător. Iar dumneavoastră aveți menirea să monitorizați ca fiul său să aibă un comportament corespunzător. Ați mai precizat că orice contract încheiat între părți se negociază în condiții favorabile pentru antreprenori, în formă liberă și în condiții de confidențialitate. Un alt aspect, aceleași situații.
În 2019, fiul dumneavoastră a achiziționat autoturismul Ford Focus, din an de fabricație 2016, la preț de 20.000 de lei, conform contractului care a fost prezentat comisiei. Valoarea de piață a unui automobil similar variază între 8.000 și 9.000 de euro. Întrebat despre sursa mijloacelor financiare a fiului dumneavoastră, care a permis achiziționarea acestui automobil, ați explicat că i-ați donat fiului suma de 160.000 de lei în acest scop. Suma de 160.000 de lei a inclus vânzarea unui automobil al dumneavoastră pentru la preț de 40.000 de lei și un împrumut de 120.000 de lei contractat de familia dumneavoastră. Mai menționați că l-ați ajutat personal să conducă mașina acasă pentru că fiul nu avea la el permisul de conducere. Totodată, fiind întrebat despre diferența dintre contract și prețul de piață a mașinii, ați declarat că nu știți în ce condiții fiul a negociat și a achiziționat autoturismul și dacă există vreo diferență între prețul de piață și cel indicat în contract. Și, în general, nu cunoașteți cât costă acest automobil. Până aici am relatat corect informații. Da, desigur. Da. Vreau să vă formulez câteva întrebări cu permisiunea dumneavoastră. În 2019 și 2020 i-ați donat fiului dumneavoastră cumulativ suma totală de 860.000 de lei, corect? Corect. În 2019 fiul a achiziționat autoturismul Ford Focus, anul de fabricație 2016, și ați menționat că acesta a fost achiziționat din donație de 160.000 lei. E corect? Eu nu am menționat că automobilul respectiv a fost procurat din donație de 160.000 de lei. Eu am menționat că am donat fiului suma de 160.000 de lei. Cu ce preț a procurat automobilul fiul, cum a negociat și cât a plătit pe automobil, eu nu cunosc. Prețul noi îl avem în contract, dar... Da, deci în contract, suma în contractul cunosc, eu am prezentat contractul. Dar în acest sens, în runda două de întrebări-răspunsuri, ați menționat că ați dat 160.000 de lei pentru această achiziție. I-am cadonat fiului 160.000 de lei. Nu am ascuns această sumă, am declarat-o în declarație, atât eu cât și soția mea, deoarece dumneavoastră tot este subiect al declarației anuale. Bine. Și am declarat sursa de unde am avut suma de 160.000 de lei, cu lux de amănunte. Nu am tăinuit absolut nimic. Totodată ați spus că nu știți cât costă automobilul și prețul negociat, dar l-ați ajutat să conducă această mașină acasă, corect? Nu l-am ajutat să conducă acasă, deci eu atunci am menționat în felul următor. Deci pe numele meu, eu l-am ajutat să aducă automobilul acasă din Soroca, și pe numele meu a fost întocmită procură din numele vânzătorului, deoarece ficiorul nu avea asupra sa careva acte de identitate. Deci asta am declarat și asta e reiterez. Deci pe numele meu, într-adevăr, a fost întocmită o procură generală din numele vânzătorului, deoarece el urma să plece peste hotare de urgență și nu avea timp ca noi ulterior să scoată automobilul de la evidență de pe dumnealui și să-l înregistreze pe ficior. Și din acest considerent a fost întocmită procură generală pe numele meu. Și iată, probabil că și acesta este un motiv a prețului, pentru că vânzătorul urma urgent să plece pe hotare. Iată, reșind de întrebarea dumneavoastră, eu mi-am amintit că el era vorba de într-o zi de sâmbătă, mi se pare că, sau ceva, nu ți-mi minte ziua. Pardon, dar nu v-am întrebat despre asta până aici. Nu, eu pur și simplu mi-am amintit că dumnealui era foarte grăbit să plece pe hotare și de-aia și a ajuns la concluzia că să facem procură. Domnul Sorbalu, da. Întrebare generală ar fi. Ați văzut acest automobil? Desigur că am văzut. Da. L-ați condus? Da. Ce înseamnă că ați văzut în ce stare era acest automobil? Desigur. Teoretic. Din informația pe care o posedăm noi, anterior ați mai avut automobil pe care le-ați vândut. Adică
Ați vândut mai multe automobile în viața dumneavoastră? Aveți, da, pot să le enumăr pe toate. Nu. V-ați 21, 08, 09, 90. Întrebarea generală era că nu a fost prima tranzacție. Cam știți ce înseamnă un automobil și care este prețul lui. Deci eu nu cunosc care condițiile au, în ce condiții a fost negociat de către Ficior. Probabil, posibil, nu cunosc, pot să intuiesc doar, că anume din considerentul că dumnealui pleca urgent peste hotare, din asta îi trebuia urgent bani, nu știu. Noi am stabilit cu 60.000 i-ați donat fiul dumneavoastră și inclusiv dintre care 40.000 au fost din vânzarea unui automobil Renault Megane Scenic. Da, corect. Dumneavoastră personal, vi se pare plauzibil că automobilul Ford Focus din 2016, cumpărat de către fiul dumneavoastră în 2019, ar putea costa 20.000 de lei? Eu vreau să fiu înțeles corect. Eu nu pot să dau acum careva aprecieri. Eu, dacă să mă întrebați cât costă un automobil astăzi, eu nu mă ocup cu cumpărarea, vânzarea automobilului. Eu nu știu chiar nici astăzi cât costă un asemenea automobil. Accept răspunsul dumneavoastră, dar vreau să fiu ferm convins că înțeleg poziția dumneavoastră. Considerați că automobilul ăsta din 2019 puteți coste 20.000 de lei? Chiar nu cunosc. Posibil, eu nu știu ce a fost acolo la mijloc când a fost negociat. Anterior ați încercat să explicați de ce prețul, așa preț puteți fi negociat. Ați spus că probabil vânzătorul trebuie să plece sau aveți vreo percepție de ce vânzătorul automobilului respectiv vândut această mașină fiului dumneavoastră la un preț atât de mic față de valoarea de piață? Nu cunosc. Una o pot spune ferm cu voce tare că nici eu, nici familia mea nu am avut intenția să ascundem careva surse financiare. Eu din start, atât eu cât și soția, am declarat deschis că am donat fiului suma respectivă. Nu am avut intenția să tăinuim ceva. Dar în ce condiții au fost nemijlocit, negociat, de ce, chiar nu pot răspunde la această întrebare. În 2020, despre apartament, ceva întrebări similare. În 2020, fiul dumneavoastră a achiziționat un apartament în valoarea sumei 253.985 de lei, estimativ 12.866 euro, conform contractului din noiembrie 2020. Valoarea de piață apartamentului similar la acel moment era de 30.000 de euro, ceea ce constituie 592.000 de lei. Vă rugăm să explicați cât a plătit fiul dumneavoastră pentru apartamentul respectiv. Aproximativ același răspuns. Eu am declarat deschis, sincer, atât eu cât și soția, donația către fiul meu în sumă de 700.000 de lei. Am declarat cu lux de amănunte de unde eu am luat banii respectiv. Am donat fiului, deschid careva paranteze. Deci fiul este student la medicină, a vrut să plece pe hotare. Eu, ca părinte, am considerat că este mai bine ca viitorii medici să rămână aici în țară. Și am hotărât cu soția să-i cadonăm bani, să-și procure loc de trai aici, să nu plece pe hotare, să fie aici, în țară. Și am declarat, sincer, suma donată de 700.000 lei. Am declarat-o, repet, atât eu în declarația anuală, cât și soția. Vreau să fiu înțeles corect. Cum a gestionat Ficiorul acești bani? Cât a plătit pe apartament? Cât a plătit pe reparație? Cât a plătit pentru mobilier sau alte chestiuni? Îmi cer iertare, chiar nu cunosc asemenea amănunte. Am declarat în fața comisiei și reiterez încă o dată. Eu, ca părinte, am monitorizat tot timpul ca Ficiorul meu să dispună de surse financiare doar dobândite în mod legal. Să aibă un comportament corect, să nu intre în conflict cu legea. Iată, chestia asta am monitorizat-o mereu. Ce ține de faptul cum
gestionează mijloacele financiare Ficiorul, nici eu și nici soția nu ne implicăm în chestia dată. Ficiorul este deja matur, are capacitate de exercițiu, adică el singur își... Domnule Sorbalu, câteva secunde în urmă ați menționat că menirea dumneavoastră ar fi să monitorizați ca Ficiorul dumneavoastră să aibă un comportament corect și să nu intre în conflict cu legea. Corect. Ceea ce înseamnă că la etapa când semnezi un contract, ar trebui să indici un preț real în contract, să nu intre în conflict cu legea. Și anume în acest context, pornind de la obligația activă care v-ați asumat-o, vă întreb repetat, în 2020 a cumpărat un apartament, valoarea contractuală către 254.000, da? Aproximați, declarat, valoarea contractuală. Conform informațiilor care deține comisia, acest apartament, ori un apartament similar, costă 30.000 de euro, ceea ce constituie 592.000 de lei. Și deoarece ați spus că monitorizați că să aibă un comportament corect și în câmpul legal, vă întreb, până la urmă, prețul pentru acest apartament, cât e? Indicat în contract sau este unul altul? Eu nu sunt gata să răspund la această întrebare. Nu cunosc toate amănuntele negocierii acestui contract. Și chiar nu văd care beneficii sau avantaje ar fi obținut eu sau familia mea dacă vânzătorul sau când au negociat contractul, eu nici nu eram la Chișinău atunci, în momentul când ei negociau contractul. Adică nu vreau să vă duc dumneavoastră în eroare și vreau să fiu eu corect. Pentru că nu cunosc. Dar cu siguranță vă spun că Ficiorul a dispus de mijloace financiare dobândite legal. Asta o spun cu siguranță, cu voce tare. V-am întrebat atât prin de automobil cât și de apartament care ar fi prețul real sau dacă considerați că este unul SIB evaluat și ați spus că nu puteți. În ambele cazuri nu puteți să vă expuneți. Vreau să fiu înțeles corect. Eu nu mă ocup nici cu vânzarea, cumpărarea automobilor, nici apartamentul. Nu sunt agent imobiliar sau cum se numește. Adică chiar nu cunosc. Dar dacă luăm ca teză că așa automobil nu puteți coste 20.000 de lei, considerați asta aveți vreo preocupare etică în legătură cu acest fapt, deoarece aceste bunuri au fost achiziționate inclusiv din donațiile dumneavoastră. Iar prețurile indicate sunt unele semnificativ mai mici decât cele înregistrate pe piață. Eu am să vorbesc cu Ficiorul, să-l mai întreb o dată care sunt condițiile sau cum au fost negociate, dar eu vreau să fiu corect în fața dumneavoastră și nu vreau să vă duc în eroare. Chiar nu cunosc amănuntele cum au fost negociate contractele. V-am înțeles, domnul Sorbalu, de fapt nu mai am careva întrebări, dar ținând cont de complexitatea întrebărilor expuse anterior, dacă doriți completați sau să aduceți la cunoștință comisiei ceva suplimentar, poftim, aveți această ocazie. Vă mulțumesc. Onorată comisie, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea că mi-ați oferit ocazia și mi-ați dat posibilitatea să mă expun atât în fața dumneavoastră, cât și în fața întregii societăți. Nu am pregătit o atare luare de cuvânt în fața dumneavoastră, am fost sincer, am vorbit din suflet, cu inima deschisă în fața comisiei, nu am avut și nu am intenția de a ascunde nimic atât, nici de comisie și nici din societate. Deci, sper și sunt încrezut în obiectivitatea și corectitudinea comisiei. Vreau să vă urez dumneavoastră, onorată comisie, succes în continuare. Vreau să urez succes tuturor colegilor care urmează să participe la un asemenea exercițiu de preveting. Ce ține de întrebările care au răsunat și au fost dezbătute astăzi aici, aș vrea
Să fac doar o singură paranteză, adică o mică concretizare, care de fapt, după valoarea ei, este foarte important, cel puțin eu așa consider. Deci, începând cu anul 2008, de când a pornit epopeea cu încheierea emisă de către mine, când am declarat ilegale percheziționarea unor persoane, deci, de fapt, nimeni n-a fost, adică domnii care au pornit epopeea respectivă, nu a dorit nimeni să spune de fapt că domnul Sorbală nu a examinat plângerea avocatului, dar a examinat plângerea altor persoane. Deci nimeni n-a spus că în baza uneia și aceeași ordonație de percheziții a fost percheziționată un șir întreg de persoane. Ceea ce nu este acceptabil într-un stat de drept. Asemenea, acțiuni de urmărire penală, cum este percheziția, nu poate fi efectuată în gro, adică în grup, adadică așa, nu știu cum să-i spun. Adică emitem o ordonanță și percheziționăm tot cartierul. Nu este acceptabil. Ceea ce am făcut eu în 2008, mi-am expus punctul de vedere la care am ajuns că percheziționarea a avut loc cu încălcarea legislației procesuale penale și am declarat perchezițiile ilegale. Emițând această încheiere, nu am avut careva scopuri, nu am urmărit careva interese sau scopuri. Unicul scop sau unicul interes pe care l-a avut judecătorul Sorbală la emiterea acestei încheieri a fost de a respecta și de a pune în aplicare legea. Asta este. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă mai sunt întrebări, sunt gata să răspund la orice întrebare. Mă întreb dacă cineva din colegii noștri ar dori să adreseze întrebări suplimentare. Eu am o întrebare revenind la ultima chestiune despre care am discutat cu dumneavoastră, în care ați confirmat că ați oferit donație fiului dumneavoastră de 860.000 de lei cu două scopuri, scopul de achiziționare a unei mașini și a unui apartament. Dar doar dacă fac o calculare așa rapidă și ar fi să mergem după prețurile oficiale care au fost menționate, cele de 20.000 și pentru mașină și 250.000 pentru apartament, asta ne aduce la o sumă de 270.000 de lei. Dacă acesta e prețul real, de ce atunci ați dona 860.000 fiului, dacă prețul acestor două bunuri în total sunt în jur de 275.000? Deci astea sunt niște calcule care încă nu se leagă bine în mintea mea. Deci noi când am donat cu soția banii în 2019 pentru automobil, deci am pornit de la idee, de la suma, deci cum am ajuns noi cu soția la suma de 160.000 de lei, de unde a apărut ea în genere. Deci eu am declarat comisiei că noi am avut un automobil de marca Renault Scenic pe care l-am vândut cu 40.000 de lei. M-am adresat la una din instituțiile bancare și am cu întrebarea am vrut să iau un credit. Și ce sumă ne pot ei oferi? Având în vedere că în 2019 eu eram șomer, nu aveam un loc de muncă. Cunoașteți situația. Deci în familia mea muncea doar soția. Și reieșind din situația respectivă, când se oferă un împrumut de la instituția bancară, primul aspect care se ia în calcul este venitul familiei. Și când au fost făcute calcule de către instituția bancară ce sumă ne pot ei oferi ca împrumut,
Ei ne-au oferit sumă de... Ne-au spus așa, reieșind din salariul venitul familiei noastre, noi vă putem oferi suma de 120.000. Deci, iată, așa am ajuns noi la concluzia de... Așa am ajuns la suma de 160.000 de lei. Adică, banii care am luat de la instituția bancară care ne-a oferit instituția bancară și cei 40.000 de lei în urmă vinderea apartamentului. Iată, așa am ajuns la 160.000 de lei. Cât de fapt costă automobilele? Mai repet, chiar nu sunt departe de problema respectivă, că nu mă ocup. Probabil ați observat din informația furnizată că eu nu sunt din categoria cumpăr, știu, jumătate de an o vând și tot așa. Adică eu am avut pe parcursul nu știu câți ani o Lada, apa mers cu dânsa până s-au început să sară bucăți din ea. Adică chiar nu cunosc, nu sunt aproape de problema respectivă. Și am oferit toată suma. Cât a cheltuit ficiorul și pe ce anume, chiar vreau să fiu înțeles corect. Nu vreau să vă duc în eroare, pentru vreau să fiu corect. Nu cunosc toate momentele. Eu doar am menționat că intuiesc, pentru că iată, după întrebarea oferită de domnul Vitali, mi-am amintit că atunci când a fost ajuns la concluzia că să fie perfectată procură, deoarece el nu are timp să mai vină o dată să ne ducem să scoatem mașina de la evidență, mi-am adus aminte că el urmează de urgență să plece psihotare. Poate asta, chiar nu cunosc. Îmi cer iertare, nu vreau să... Nadia și apoi Victoria. Dacă este vorba despre aceeași chestiune, pentru că cu privire la prima chestiune am o întrebare. Atunci, dumneavoastră, ați vândut Renault-ul cam în aceeași perioadă în care fiul dumneavoastră a cumpărat Ford Focus-ul, da? Așa este? Am vândut înainte, pentru că când a cumpărat ficiorul Ford-ul, deja banii erau deja la dânsul. Adică noi am vândut Renault-ul cu mult înainte de... Ok. Ok. Deci, nu v-ați gândit că este bizar că ați vândut Renault-ul care era mai mult de 10 ani vechime decât mașina pe care a cumpărat-o fiul dumneavoastră și ați vândut-o cu o sumă de două ori mai mare decât ce a plătit fiul dumneavoastră pentru Ford Focus? Chiar nu, în primul rând, nu am tras atenția la chestiunea dată că nu am avut de unde să știu că peste o perioadă de timp, voi fi nevoit să dau explicații în ce condiții a procurat fiul meu apartament. Chiar dacă aș fi știut atunci, poate atrageam mai multă atenția problemei respective și poate eram... Adică, dar acum chiar nu pot să dau careva în ce condiții fiul a cumpărat acest automobil. Precizare cu privire la încheierea pe care ți-ai emis-o, pentru că în alocuțiunea dumneavoastră ați menționat încă o dată că nimeni nu a încercat, dacă eu parafrazez corect, nimeni nu a încercat să intre în esență că de fapt dumneavoastră ați examinat plângeri care n-au nicio legătură cu activitatea avocatului care v-a reprezentat pe dumneavoastră. Da. Dar eu vă rog frumos, în încheierea pe care dumneavoastră ați prezentat o instanță, dumneavoastră de fapt vă referiți că această percheziție este ilegală și a afectat și activitatea avocatului. Deci în toată încheierea, numele avocatului este... se face referință de... Totuși, cum e posibil, dacă puteți încă o dată să ne explicați ce aveți în vedere totuși prin faptul că dumneavoastră considerați că această percheziție n-are nicio legătură cu avocatul care v-a reprezentat dumneavoastră un an înainte. Deci, iată, eu cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire din încheierea emisă de către mine. Deci,
foarte dispozitivă aceste închieri. Sunt 6 puncte. Puteți să vă uitați pe pagina 7, pagina 6, așa cum e numeritată încheierea, sfârșitul și începutul, în care dumneavoastră așa și menționează. Percheziția urmează a fi declarată ca fiind ilegală, fapt prin ce au fost încălcate drepturile și sunt enumerate cele două entități, cât și a cetățeanului, numele avocatului, în ce privește activitatea profesională de avocat. Deci, în parte rezolutivă a acestei închieri, eu am expus următoarele. Admite și satisface parțial plângerile înaintate de către Asociația Obștească denumirea, de către SRL denumirea și de către cetățenii numele prenumele. Deci, a recunoaște drept ilegală efectuarea percheziției pe strada din municipiul Bălți, în baza ordonanței ofițerului de urmărire penală numele, fapt care atrage ilegalitatea tuturor acțiunilor efectuate în cadrul efectuării percheziției de pe strada municipiul Bălți. A recunoaște drept ilegală efectuarea percheziției pe strada municipiul Bălți, în baza ordonanței ofițerului de urmărire penală numele, fapt care atrage ilegalitatea tuturor acțiunilor efectuate în cadrul efectuării percheziției de pe strada numele Bălți. În rest, cele solicitate în plângeri se respinge. Punctul 5. A obligat procurorul de a lichida încălcările de pe state. Punctul 6. Încheierea este revocabilă atacului. Eu repet, nu m-am expus asupra vinovăției sau nu m-am expus asupra careva materiale care ar fi fost semnate sau care l-ar... Deci am examinat plângeri a persoanelor terțe. Da, se poate. Dumneavoastră ați citit încheierea dumneavoastră. Ați recunoscut ilegalitatea tuturor acțiunilor de percheziții la adresa dată. Deci, inclusiv și percheziția care a avut loc în incinta sediului avocatului. Dacă tuturor, ați citit tuturor? Eu nu m-am referit... Dar pe cum nu? Numai ce ați citit? Deci nu tuturor referi... acțiunilor. Înseamnă că inclusiv și avocatului. Eu nu puteam să mă expun asupra... Dar ați citit numai ce? Dar, deci, tuturor. Plângerile, eu am avut în vedere plângerile înaintate de către persoanele respective. Nu poți să examinezi o plângere și să te expui asupra altei plângeri. Vă sunteți judecător, acolo e scris tuturor acțiunilor de percheziții care au avut loc pe adresa dată. Să are în vedere inclusiv și avocatul în cauză. Ce ține de percheziția avocatului, eu nu m-am expus și nu mă puteam expune, deoarece pe cazul dat era deja o hotărâre judecătorească a judecătorului de la Chișinău. Eu nu m-am expus asupra percheziției în privința avocatului. Eu m-am expus asupra percheziției la SRL și ONG. Nu puteam să mă expun asupra percheziției avocatului din simplu motiv că deja era o hotărâre judecătorească a unei instanțe judecătorești. Are there any other questions by mă întreb dacă colegii mei mai au întrebări. Dacă nu sunt întrebări, în mod normal v-aș da ocazia să veniți cu un cuvânt de final, dar dumneavoastră deja ați făcut-o. Însă dacă ați mai dori să faceți vreun comentariu, puteți să o faceți. Okay, thank you. Then I think we come... Mulțumim. Astfel că ne-am apropiat de finalul audierii din această dupămasă. Vă mulțumim pentru toate răspunsurile oferite la întrebările comisiei. După cum știți, acum comisia se va retrage pentru deliberări și comisia se va strădui să vină cu o decizie în timp de o lună de la ziua acestei audieri și pe această notă declară această audiere închisă. Mulțumim încă o dată!